uitați-vă, nivelul de depopulare a mediului rural. Dumneavoastră, nu stați prost pe partea asta. Aveți mulți străinași care au venit și au cumpărat pământul la Ciofrângeni și și-au construit case. Da. Nu de alta, dar condițiile sunt similare celor de la oraș. Mai ales că ne-a spus că acum ați rezolvat o apă, canalizare, nu e nicio problemă. Da, este un prim pas pentru că... Urmează casele, nu? Da, da. Chiar dacă trăim o perioadă complicată, complicată din toate punctele de vedere și epidemiologic și financiar, la nivel global și nu numai noi suntem în situația asta, dorința noastră este să nu ne oprim și vrem într-adevăr și vom realiza. Dacă vrem, trebuie să realizăm, trebuie să găsim soluțiile necesare și le vom găsi. Pentru alimentarea cu gaze, asta în primul rând, și să ne continuăm proiectul de asfaltare. Sunt două mari obiective, care în momentul când va suna clopoțelul în 2024, să le trecem la capitolul realizării. Altfel, înseamnă că nu prea ne facem treaba și nu este în regulă. Ne-am asumat această muncă, trebuie să găsim soluții.